Oameni buni, acesta nu este un clickbait, este doar adevărul. Chiar am pierdut tot, am pierdut toate clipurile pe care le-am filmat cu ceea ce am făcut aici în spate, lucrarea pe care am făcut-o aici în spate. Le-am pierdut pentru că s-a stricat hardul, mi s-a dus, am pierdut tot, am pierdut poze, am pierdut clipuri pe care mai aveam eu, care nici nu le-am postat pe canalul meu, bineînțeles, clipuri personale, private. Am pierdut chiar tot, și programe, și tot ce aveam eu, tot ce aveam eu, le-am pierdut, na, se mai întâmplă. Mi s-a stricat hardul și asta e, se mai întâmplă. Din păcate nu am reușit să salvez chiar nimic, am salvat decât începutul acestui clip, când am început să lucrez aici în spate, și câteva poze. În rest n-am reușit să salvez mai nimic. Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit! Vă salut de aici, de la grădina mea, ca de fiecare dată. Astăzi, în seara asta, aș vrea să mă apuc să fac curățenie în spatele meu, pentru că vreau să fac spațiu aici, unde voi face cabana, dar momentan, pentru moment, o să fac altceva, o să montez un cort, o specie de cort, și o să-l ancorez bine, unde să stăm și noi când, mai ales cum e soarele ăsta așa, stăm la umbră. O să vă arăt imediat despre ce este vorba. Și ăsta e rezultatul după 3 zile de muncă. Cam așa e și după 3 zile de muncă. Dar din păcate, după cum v-am spus, am pierdut toate clipurile pe care le-am făcut, tot ce am filmat am pierdut. Așa că vă arăt decât finalul, cum a ieșit. Și v-am arătat și începutul, cum am început, că atât am reușit să mai salvez. N-am reușit să mai salvez foarte mult din ceea ce am făcut eu. S-a dus 3 zile de muncă, doar câteva ore pe zi. S-au dus 3 zile de muncă de clip, așa, s-au dus pe apa sâmbetică. Mi s-a stricat hardul, după cum v-am spus, și n-am reușit să salvez, n-am mai putut să salvez mare lucru. Așa că am pierdut tot, practic tot am pierdut ce am filmat. Dar asta e, ce să fac, mergem înainte. Dar oricum îmi place cum a ieșit. Aici o să montez momentan un cort. Eu aș vrea să fac o căbănuță aici. Dar momentan nu am cu ce și o să fac o căbănuță frumoasă. Dar după cum am spus, nu am cu ce. Dar pentru moment o să montăm un cort aici. O să montez un cort, să vedem. Montez un cort provizoriu, să stăm și noi aici frumos la umbră, când facem un grătar aici frumos, să stăm și noi liniștiți. Când e, dacă de exemplu prindem vreo vreme mai așa, mai urâtă, te prinde ploaia, te bagi repede în cort și nu te plouă. De aceea o să fac și după aia să vedem cu timp, o să fac și o căbănuță. Cam asta este tot. Așa că, oameni buni, din păcate nu vedeți mare lucru în acest clip, dar că am vrut să vă arăt și eu cum am făcut aici și ce am realizat aici. Îmi pare rău că nu ați văzut și procesul, dar asta e. Așa că vedeți ce a ieșit, vedeți la final rezultatul. Bineînțeles, nu uitați să lăsați și voi un like, să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Și bineînțeles, să ne vedem cu bine până data viitoare, oameni buni, pa, pa, numai bine, sănătate, aveți grijă de voi, pa, pa!